Urmează să trăiască, duc cu ei povara unei boli rare care mutilează trupuri și suflete. Ei sunt supraviețuitorii neștiuți ai României. Mii de copii se luptă cu afecțiuni despre care cei mai mulți medici nu au citit decât în cărțile de medicină. Și peste toate acestea se adaugă indiferența sistemului de sănătate din România, care nu are nici bani pentru tratamente, nici specialiști. Un reportaj emoționant difuzat la Antena 3 la emisiunea În premieră cu Carmen Avram. Numai un pic, hai, un fluturaș. Așa, un fluturaș. Ea este Georgiana și suferă de o boală genetică rară, epidermoliză buloasă. Pielea ei este atât de subțire încât se sfâșie la orice atingere. La numai 12 ani, fetița a fost mutilată de această boală. E foarte optimistă și ea ne dă curaj nouă. Ea nu se dă bătută, deci așa trebuie să lupt cu boală. Și cu sistemul, pentru că ajutorul financiar substanțial vine de la rude. De la stat sosește doar o dată pe lună, 500 de lei pentru mamă. Însă cheltuielile cu îngrijirea copilului sunt de 3 ori mai mari. Fetița are nevoie de creme și soluții care să-i vindece rănile. Dintr-o grămadă în altă stămă. Efectiv, boala nu știe să aștepte, că astăzi vine sau... Păi poate săptămâna, luna asta nu mai am bani să iau creme. Edi, un copil de doar 2 ani și jumătate, suferă de o altă boală rară, sindromul Hunter. Nu va mai putea merge pentru că oasele îi se deformează, își va pierde auzul și nu va mai putea să vorbească. Există însă o salvare, pentru că există un tratament, dar costă 100.000 de euro pe an și Ministerul Sănătății nu a aprobat decontarea medicamentelor. O persoană, să zic așa, anonimă din cadrul Ministerului Sănătății ne-a sugerat că ar fi mai bine să plecăm cu copilul din țară, să ne mutăm în altă țară ca să putem să începem tratamentul. Părinții lui Edi pot măcar un pic să se considere norocoși. Au aflat de ce boală suferă copilul lor. Alți părinți află foarte târziu sau niciodată. Ei trăiesc un diagnostic greșit, cu abordare greșită și fac ce pot. În general se tratează sechelele cu care rămâne pacientul. Nu sunt diagnosticați dintr-un motiv foarte simplu. Majoritatea bolilor rare sunt genetice, iar medicii și laboratoarele care fac aceste teste pot fi numărate pe degete. Așa că sunt bolnavi care au trăit cu diagnostice greșite chiar 20 de ani. În vreme ce în lume genetica e domeniul în care se pun cele mai mari speranțe de vindecare, la noi e lăsată la urmă, privată de fonduri și de specialiști. Guvernul i-a transformat